Zilele astea stăteam și mă gândeam așa, băi, nu știu dacă ați auzit, dar vor să scoată bani. Poate este un zvon, nu știu, scrieți-mi și mie în comentarii dacă este doar un zvon sau este adevărat că vor să scoată cash-ul, vor să scoată bani, știi? Acum mai nou, nu mai este nevoie să te duci să bagi cardul, să bagi pinul. Acum poți să plătești cu telefon. Cel puțin eu la ăsta am cardul pe el băgat, pun amprenta pe telefon și mă duc și plătesc cu telefonul la casă. Păi și mă gândeam, e o idee bună, poți să plătești, să transferi bani pe un telefon pe altul, dintr-un cont într-altul, poți să scoți bani de oriunde, e o idee bună, nu zic nu, cu cardurile astea, știi, cu conturile bancare. Dar cum stăteam așa și mă gândeam, zic, băi, ok, dar cum rămâne cu tips? Te duci la restaurant, nu știu, vrei să lași și tu ceva la ospătar, cum faci? Să-ți bage probabil în nota de plată, să-ți bage pentru 10% pentru ospătar. Dar ăia 10%, probabil că la multe restaurante o să ia restaurantul, nu să le dea lor. Dar chiar și așa, asta te obligă să le dai 10%. Poate tu nu vrei să dai 10%, poate vrei să dai mai mult, mai puțin, nu? Te duci la spălătorie să speli mașina și ai văzut, te mai uiți pe un portofel, găsești niște mărunți, ceva pe acolo, mai lași ceva, știi? Din asta trăiesc mult, din tips. Mai vorbim de ospătărie, spălătorie, frizerie, la fel, ce faci? Că la frizerie te duci, plătești la casă, mă rog, înainte sau după, și după aia lăsai și tu ceva la frizer sau depinde unde te duci. Păi dar cum o să facă țiganii când o să meargă la lăutar și o să vrea să dea bani? Acum nu e nicio caterică, deci nu vreau să credeți că fac mișto, nu sunt rasist, am prieteni țigani. Dar pe bune acum, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă voi credeți că asta este o variantă mai bună, dacă v-ar conveni să scoată banii de tot, deci să nu mai existe bani, să existe numai plata asta cu telefonul, cu cardul și vor să bage în chipul ăla despre care ați auzit cu toții, cred, că vor să bage un chip, să-ți bage un chip undeva în mână și te duci să plătești, pui direct mâna, mai pui nici măcar telefon, nici card, nimic, nimic. Nu-ți mai trebuie PIN, amprentă, nimic, decât ai pus mâna și ai plătit. Dar când plătești, vânzătorul trebuie să bage suma, nu? Cât ai tu de plată. Și tu după aia băgai PIN-ul și plăteai. Cam asta era sistemul. Cum o să se întâmple la lăutar, frate? Eu stau și mă gândesc acum, a rămas așa pe gânduri. Zic, băi, nu știu, ești la o nuntă, vrei să dai o dedicație, vrei să faci o chestie de asta. Cum faci, frate? O să stea lăutarul cu POS-ul după el? Frățioare, vină cu ace, adu POS-ul, uite câte carduri am. Vină cu ace bosele cu POS-ul ăla și bagă 200 de lei de la Marcel. Te pun, frate! Da, deci asta a fost subiectul de astăzi. Vreau să vă repet, să nu credeți că fac mișto de țigan, n-am nimic, nu sunt rasist, n-am nimic cu ei, am țigan prieteni. Nu sunt genul care să dau bani la lăutar, n-am dat niciodată, dar în alte cazuri, cum am zis, la o frizerie, la spălătorie, la doctor, cum ai dat și tu o șpăguță când te duci la doctor? Iar nici aici nu mi se treaba. La restaurant, cel puțin în România, că cu toții suntem învățați să lăsăm ceva, o să fie imposibil să mai lăsăm și probabil că o să afecteze, pentru că eu știu că mulți trăiau din chestia asta, știi, trăiau din tips. Eu când am lucrat ca ospătar, nici nu mă agitam prea mult de salariu, știi, când venea salariul la sfârșitul lunii, la era pentru plăți. Dar făceam 50 de lei pe zi, 30, 20 și depinde, la nuntă făceam 200 de lei, 250, cel mai mult, cred că așa am făcut, vreo 250. Dar asta vorbesc de acum 10 ani în urmă. Dar eu sunt pro-evoluție, știi? Adică și mie îmi place să plătesc cu telefonul, să fac plăți de-astea online, să fac dintr-un cont într-altul după telefon. Cum evoluează tehnologia, evoluăm și noi odată cu ea, nu? Dar cred că sunt și niște dezavantaje și asta a fost, am zis eu mai în glumă așa, dar eu cred că sunt și niște dezavantaje aici. Și chiar aș fi curios și mi-ar place să lăsați și voi în comentarii părerile voastre. Dacă ar fi să avem dreptul să votăm, deși nu cred, pentru că evoluția nu ține de noi, lumea o să evolueze oricum, că vrem noi sau că nu vrem, oricum o să evolueze lumea, ca să fie cât mai simplu, să se scadă și mai mult birocrația, să fie cât mai puține lume la birou, cum e și aici în Anglia, de exemplu. Nu e ca în România să duci să stai la birouri, să înregistrezi mașina la poliție, la primărie, să faci o grămadă chestii. Aici pur și simplu, când vrei să cumperi o mașină, poți să-i dai și bani în mână sau tot așa în cont și completezi o hârtie sau faci și pe aia pe net, să trimite prin poștă și când îți vine contractul mașinii acasă, e mașina ta, atât. Deci ori trimiți o foaie prin poștă, ori pur și simplu te faci după telefon. Și de momentul ăla ești proprietarul mașinii, după aia pui tot așa, suni la telefon, îți faci asigurare prin telefon, tax road-ul la fel, tot prin telefon, programare la RAR, cu
cum e în România rar, aici e emoti. Și îmi place sistemul ăsta. Chiar pot să spun că sistemul din România este învechit și sunt foarte multe birouri care s-ar putea renunța la ele. Dar eu sunt de părere că banii ar trebui să rămână. Asta este părerea mea. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să dați share pe Facebook. Și dacă tot veni vorba de bani, cine este interesat și vrea să susțină acest canal pe Patreon, vă anunț că puteți să vă faceți un cont pe Patreon, de unde puteți susține orice alt canal de YouTube, nu numai al meu. Cam toți YouTuberii, asta este o sursă de venit, cum ar veni. Ideea este că prin această susținere beneficiezi și de niște chestii în plus. De exemplu, că poți să intri în legătură cu mine, poți să îți fac un vlog la cerere, poți să fac o promovare dacă ai și tu un canal de YouTube. Intri acolo și vezi despre ce este vorba. Iar cei care sunteți deja pe Patreon, nu uitați să intrați din când în când și să verificați acolo. Dacă nu sunteți notificați, intrați pe Patreon, pentru că mai postez ceea ce nu postez aici, mai postez acolo. O să fie anumite vloguri pe care nu o să le postez pe YouTube, o să fie doar pentru voi pe Patreon. Și încă o dată țin să vă mulțumesc pentru sprijin, pentru susținere. Vă salut cu respect și vă pup la inimioară. Ceau!